Salut, sunt eu, mă aflu pe pagina oficială a lui CDC, Center for Disease Control and Prevention, adică Centrul de Control de bol din Statele Unite, pagina oficială, o spun că este asta ca să nu cumva să primesc o penalizare de la YouTube, cum că fac dezinformare medicală, nu, 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 mă aflu pe site-ul oficial, cdc.gov, și aici este, o, este o, un loc care scrie Frequently Asked Questions, adică întrebările cele mai întrebate, cele mai folosite despre vaccinarea COVID-19 și aici undeva, printre alte chestii care este în limba engleză, apare chestia care sunt ingredientele în vaccinurile COVID-19 și apar trei linkuri despre cele trei vaccinuri cele mai folosite care sunt Pfizer, BioNTech, Moderna și Johnson Johnson și dacă faci click pe unul dintre linkurile astea te duce la Pfizer BioNTech și la Moderna și la Janssen, documente PDF oficiale care le poți descărca sau poți să faci un, o, un screenshot, să faci o, o captură de, de ecran ca să uh, vezi ingredientele respective și apoi să faci analize tale personale pe Google sau pe Wikipedia sau la bibliotecă sau la doctorul tău de familie sau asta să îți întrebi să-i spui, să-ți explice ce conține, adică, adică țin în lista cu ingredientele și ca să știi ce bagi în sângele tău, sau să știe neamul tău, sau vărul tău, sau prietenul tău, sau ala care a în beci. Nu știu, deci în, în orice caz. Și atunci asta e pentru fitzer, deci sunt mai multe, șase pagini Aici am pus care sunt ingredientele în vaccinul COVID-19 fitzer BioNTech și asta pot să tu sau ca să vezi în cazul lui Moderna care sunt ingredientele în vaccinul COVID-19 Moderna aici și să bine Adică aleg așa și eu ca și ăștia care se uită, și Janssen, uh, Janssen sau Johnson Johnson, uh, care sunt ingredientele despre acest vaccin și sunt mai multe sau mai puține în funcție de ce ingrediente este și pe ce care știți în limba engleză, sunt mai multe informații în documentele respective, vă las link sub video ca să aveți acces și bineînțeles că eu spun maxim respect pentru că am intrat pe alte site-uri, ale altor guverne și apar informațiile atipice care apar cu întrebările și așa mai departe, dar când vine vorba despre ingrediente, dintr-o altă pauză. Nu mai scrie nimica, știi, în țările democratice, nu știu cum este în România, care este o țară democratică. Și atunci, mi îmi place foarte mult faptul că măcar americanii sunt transparenți și pe site-ul federal guvernamental CDC, așa, dintr-o dată, pur și simplu, Tom, ai, nimeni ai, liniștit, ai, care sunt ingredientele în cele trei vaccinuri și documentația, dacă faci click pe una dintre chestiile astea, îți apare altă pagină specială pentru fiecare vaccin în parte și scrie multe chestii. Scrie și lucrurile care o să le ai, problemele care o să le ai din efectele secundare: care includ. Să ai dureri și să ai febră și să te simți nașpa și să uh, ai vomă și așa mai departe. Dar asta sunt chestii de care vin normale pentru că, cum spuneai, sunt normale conform datelor oficiale date de către guvern și de către Ministerul Sănătății. Deci am zis că să fac și eu ceva în limba română pentru că... Văd că în România habar n-aveți, sau este mai greu, sau nu vă dai informațiile cum trebuie, Guvernul și Ministerul Sănătății Românesc. Atunci, măcar să aveți suprema țară mondială, care este supremația absolută în perspectiva drepturilor omului și a Constituției Americane. Ai cum o să mă urească foarte mult români ca să-mi spună că ți vândut americanilor. Asta este, ce să faci, din aia ce face. Ne vindem fiecare unde putem, nu? Eu mă vând americanilor. Atât, ce să mai spun. Și cam atât era de zis. Pentru cei care nu înțelegeți ca și mine, că mergeți prin documentele astea și spui cum să înțeleg chestia asta. Băi, foarte simplu, că faci o căutare pe Google și încerci să cauți documentul în Wikipedia sau un alt website în limba română sau într-o limbă care o înțelegi. Și dacă nu înțelegi, mergi la farmacie și îți spui, uite, asta aici scrie că pe lista oficială a guvernului american CDC și a o la farmacist, ce să se uite așa scărpinându-se undeva și să spună, ce trebuie și la asta, ce nu mă lasă în pace să-mi iau să-mi văd de treabă. Așa se face în România, știi, când faci întrebări mai complexe, încep oamenii să facă așa. De ce trebuie să fie asta așa inteligent, știi? Așa se, fac, așa se face la farmacie și la doctorul de la spital și mai departe. Deci nu, nu sunt ca așa americani, știi? Americani merg, lista și ne vine cum să nu Deci asta este adevărul suprem, trebuie să explicăm publicului. Să În România, n-am chef să explic. Iar unui doctor medical românesc, român și citește și spune nu înțeleg, habar n-am ce citesc. Și asta este. Acum să nu credeți că îmi bat joc de doctorii români. Nu. Am, da, am dat, doar așa o chestie că știi că așa este în general. Deci în România încă este România. Cum este și Spania și Italia și Franța și Portugalia și toate țările care sunt latine care sau nu sunt latine, pentru că este o minciună, dar mă înțelegi, deci este o diferență între nordici și între care e din asta altă ramură, știi? cred că am mers pe alte drumuri aici. Sper că ți-a plăcut și dacă nu ți-a plăcut, măcar acum ai, ai, un motiv ca să nu spui că nu te-am informat, că ai informațiile. Mulțumită faptului că americanii sunt transparenți, măcar sunt transparenți. Și îți spune din start, dacă tu dorești pentru că este voluntar, asta o să-ți bagi în sângele tău. Din nou, n-am spus nimic greșit, mă aflu pe pagina oficială a lui CDC, citesc informațiile oficiale, că am, în trecut n-am pus informațiile oficiale și YouTube îmi dă o penalizare cum că fac dezinformare medicală. Acum pun informații așa cum apar ele date de către Guvern și Ministerul Sănătății și CDC. Poți să compari cu CDC-ul? cei mai tari, mei, pentru că vin direct cu Națiunile Unite și așa mai departe și America. United States of America, nu? Statele Unite ale să-mi pun... Am zis că îmi cumpăr o chestie asta care să-mi pun pe cap, care să fie cu steau american, știi, da? În fine, mai încolo. Și cam atât. Ne vedem în următorul video cu alte chestii interesante de la mine, care, la, care, care vorbește în limba română și spune mai prostii. Hai, mai, hai.